care am înțeles că vă interesează și vă pasionează pe dumneavoastră. Aș vrea să menționez un lucru istoric, să spun așa. Când v-am vizitat prima dată, nu știu exact, 25 de ani în urmă sau 27 de ani în urmă, am venit cu fratele Puiu, fratele Puiu Onoriu m-a adus. Am vorbit mai lung mesaj, am vorbit o oră, acum am vorbit, cred că 40 de minute. Și am spus amin. Și fratele Cornel s-a sculat în picioare și a zis, fraților, noi pe fratele Gogol avem rar în mijlocul nostru. Să nu creadă dânsul că merge acasă cu o predică de o oră. Vrem să ne dea permisiunea să ne punem câteva întrebări. Mai ales vă interesa atunci multe lucruri despre venirea Domnului, despre răpirea bisericii. Și câteva întrebări au fost că s-a făcut ora 12 noaptea, de la ora 8. Ei, nu o să se întâmple în seara aceasta, să știți. Pentru că și mâine am prin harul Domnului o zi lungă, dimineață de la 10, voi fi grupului Eclesia, în biserica păstorului de fratele Dan Caraian, de la 10 la 2, și după aceea, de la ora 6, tot în biserica păstorului de fratele Dan, voi vesti cuvântul Domnului prin îndurarea Domnului. Și poimâine, dacă Domnul mă ține, am înainte un drum lung până acasă, în California, aproximativ 15 ore de zbor. Trebuie un pic de forță, că am aproape 69 de ani, mulțumesc. Se duce puterea fizică. Prima întrebare care mi-a adresat-o fratele Corneluș în numele dumneavoastră este aceasta din prima epistolă a Apostolului Petru, capitolul 3. Când Iisus Hristos s-a coborât în locuința morților să propovăduiască Duhurilor din închisoare. Întrebarea este, unde s-a dus Iisus? Cui a propovăduit? Și care a fost scopul propovăduirii? Este o întrebare complexă, însă nu este atât de complicată după cum ni se pare nouă, pentru că despre ea vorbește Sfintele Scripturi foarte limpede și foarte clar. Sigur, aspectul acesta, mai ales că propovăduit, a predicat în iad, e vorba de închisoare aici, în închisoare nu stau mântuiți, în închisoare stau nemântuiți. De aici s-a speculat și bisericile istorice, ortodoxe, catolică, au creat doctrina potrivit căreia și după moarte poate să fie mântuire. Dacă plătești niște pomenii bune, nu știu câți ani la rând, preoții și biserica are autoritate să transfere morții dintr-o parte în cealaltă. Asta nu se întâmplă niciodată. Nu se va întâmpla niciodată. Și să vă spun de ce. Dacă frații de la stație, mi-a să sunteți acolo, puneți pe ecran Marcu 2:10. Uitați-vă la acest pasaj biblic, am să vă spun contextul și apoi mă întorc la să vă răspund la întrebare. Dar ca să știți că Fiul Omului are putere pe pământ să ierte păcatele, lăsați-l la coada. Ce se întâmplă? Iisus Hristos este în Capernaum și casa unde vestea El cuvântul s-a umplut. Nu mai încăpea nimeni. Și fiecare era interesat să fie cât mai aproape de Iisus, ca să vorbească cu El, să fie atins de Iisus. Și patru prieteni au adus pe un paralitic. Un prieten de-al lor. Dar nimeni nu s-a închisit. Să zică, mă, măcar lăsă să-i facem loc să ajungă la Iisus. Că uite, l-au adus de acasă cu patru. Nimeni nu s-a dat la o parte. Și oamenii aceștia au descoperit casa. Erau mai primitive decât sunt cele de astăzi. Și au putut să facă lucrul acesta. Dar au făcut-o cu risc și cu
responsabilitate, pentru că, cu siguranță, n-au lăsat casa stricată. Au pus fiecare banul din buzunar și au refăcut acoperișul casei. Însă, primul lucru care se întâmplă este că atunci când Domnul Iisus Hristos a văzut că omul acesta este coborât în fața lui cu frânghii și cu patul din acoperiș, din tavan, s-a uitat la el și a zis, auziți, fiule, păcatele îți sunt iertate. Vă aduceți aminte, nu? Și farisei și cărturarii care erau prezenți acolo să spioneze, pentru că sunt oameni care vin la biserică doar să spioneze. Și astăzi. Ia să vedem ce le spune, dau un exemplu, Google ăsta. Nu este vorba de ce le spune noi, vedem ce spune Scriptura. Farisei și cărturarii au zis, ăsta blasfemiază Domnul, adică hulește pe Dumnezeu. Cum poate El să spună iertate sunt păcatele? Că numai cine iartă? Dumnezeu. Numai Dumnezeu iartă păcatele. Dar Iisus fiind și Dumnezeu în același timp și citește gândul nostru, nu are problemă că știe ce gândim, zice către ei. Azi vă pun o întrebare. Ce este mai ușor să zici între oameni? Fiule, păcatele sunt iertate și nu se vede nimic. Nu se vede nimic dacă ai zis păcatele sunt iertate. Sau să-i zici omul acelui în numele lui Dumnezeu, scolă-te, ridică spatul și umblă. Ce este mai greu? E mai greu să zici scolă-te, ridică spatul și umblă, pentru că asta trebuie să se vadă dacă ai îndrăzneala aceasta. Asta înseamnă că puterea lui Dumnezeu este peste tine. Și atunci Domnul se întoarce spre și le spune, dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, uite, ție spun, ridică-ți patul și umblă. Dar întâi l-a iertat. Dar uitați-vă acum la versetul 10. Aici este secretul la întrebarea dumneavoastră. Dar ca să știți că Fiul omului are putere, citiți tare. Pe pământ. Când ești 2 metri sub pământ, nu mai ești pe pământ, dragul meu. Puterea lui de mântuire este numai pe pământ. Nu este sub pământ. Nu este iad. Poți să faci mătănii și slujbe și pomenii, să-ți pierzi toată averea și să-ți vinzi casa. Că nu se întâmplă nimic sub pământ, nu este mântuire. Numai pe pământ. Câte vreme ești în viață și poți înțelege ce ți se spune. Și spui, da, Doamne, cred. Ați realizat ce spune acolo? Bun. Acum, în pasajul din 1 Petru, capitolul 3, versetele 18 la 20, spune că Iisus a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Ceea ce îi încurcă pe oameni este propovăduirea la duhurile din închisoare. Este versetul 19. Din 1 Petru 3 cu 19. Vreau să vă spun un secret. Nu știu pe țigănește, cum se zicea predica pe țigănește? Nu există un termen. Găsește? Totul pe românește. Tot românește spuneți? Da, dumă. Ia dumă, dacă e vorba pe grecește. Predica. Nu, nu, nu. Din ea dumă, dacă e vorba pe grecește. Da, da, da. Probabil că așa. De ce v-am întrebat, să știți, nu ca să vă încurc. În limba greacă, când aici este problemă de gramatică, și gramatica greacă nu știe nimeni decât măcar ce au studiat. Aici răspunsul la întrebarea aceasta este limba. În limba greacă, a predica sau a propovădui, greaca are doi termeni. Doi termeni diferiți. Primul termen, pe care dumneavoastră știți cel mai mult, cel mai bine, este evangelizo. Adică a evangeliza. A evangeliza îmi spune a încuraja pe oameni să creadă că este speranță pentru ei. Amin. Speranța noastră este Iisus Hristos. Asta este a evangeliza, a predica.
Al doilea termen în limba greacă pentru a predica, pe lângă evanghelizo, care a spus de vreme vestea bună, este cheruso. Cheruso. Cheruso însemnează nu a predica vestea bună ca cineva să fie mântuit. Cheruso însemnează a face de cunoscut un lucru de care trebuie să iai seama. Ce s-a întâmplat? Iisus a coborât în locuința morților și în locuința morților a coborât în locul cel mai de jos. Pentru că spune aici duhurilor din închisoare. Care sunt aceste duhuri? Sunt 2 Petru, capitolul 2, versetul 4. Căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ce i-a aruncat în adânc, Petru spune Tartarus, adânc, înseamnă locul cel mai de jos al adâncului, al iadului, unde stau înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. Deci sunt închiși, legați cu lanțuri. Iisus Hristos s-a dus în Tartarus, în părțile cele mai de jos ale iadului, și spune la cine? Spune, care fusese răzvrătit odinioară în timpul lui Noe. În timpul lui Noe au fost 2 categorii de răzvrătiți. Trei categorii de răzvrătiți. Una, îngerii care au păcătuit și s-au întrupat ca să aibă intimitate cu fetele oamenilor și să aibă și ei bună oră familie. Din această intimitate, este a doua categorie, au rezultat pe pământ nefilimii sau urieși. Urieși. Adică oameni deformați, jumătate demoni, jumătate oameni. Nici demoni, nici oameni. Și a treia categorie de răzvrătiți au fost, în cazul acesta, părinții care și-au dat fetele după monstruozitățile acestea și fetele care au acceptat să se căsătorească cu acești urieși. Pentru că au atentat prin această unire ca să nimicească rasa umană despre care Dumnezeu a zis în Geneza 3:15 către diavolul. Sămânța femeii îți va zdrobi ție capul. Și cine e sămânța femeii? Iisus Hristos. Ca să nu se nască Iisus Hristos, diavolul a luat măsura aceasta. A desemnat o sumedenie de draci, de demoni, de îngeri căzuți, să vină pe pământ, să se întrupeze, să se împreune cu femeile, să aibă copii pentru ca femeia să nu mai poată să-L nască pe Iisus, fiind degenerată în natura ei umană, să nu mai poată să-L nască pe Iisus și să nu se mai poată realiza mântuirea. Dar Dumnezeu i-a nimicit pe toți acești descendenți demonici prin potop și i-a trimis în adânc, în Tartarus, în locul cel mai de jos. Și acum Iisus Hristos, după ce a murit pe Golgota și a înviat din morți, s-a dus la ei să le propovăduiască, adică să le comunice, și vă spun ce le-a comunicat. Ceva de felul acesta. S-a dus la ei și a spus, ei, bobocilor, voi ați vrut să mă împiedicați pe mine să mă întrupez, să mă nasc. Ei, uitați, eu sunt aici și încă înviat din morți. Iar voi sunteți în mâna mea, aici rămâneți până în ziua judecății, când am să vă spune unde mergeți, în focul cel veșnic. O comunicare simplă. Asta este 2.1 Petru, capitolul 3. Deci, nu este vorba de mântuire, ci este vorba de comunicare a unui adevăr care nu mai poate fi schimbat. A doua întrebare pe care fratele Cornelius mi-a adresat-o în numele dumneavoastră este că vă interesează ce este botezul cu foc. Un botez, frate și surori, doamnelor și domnilor, întotdeauna presupune 3 lucruri. 3. Botezător, cazul de față, dacă botezul în apă, cine e botezător? Păstorul, nu? Candidatul pentru botez, iar doilea, cine este? Cel ce a zis Domnul Iisus Hristos, da, cred, acum este mântuit și coboară în apa botezului. Nu ne-a mântuit, că botezul nu mântuie pe nimeni.
Doamne, știți foarte bine proverbul românesc, care este inteligent, sună dur, poate pentru unii, dar este adevărat. Dacă ai băgat în apă un câine, tot câine scoți de acolo, nu scoți altceva din apă. Așa este și caracterul omului. Botezul nu schimbă caracterul nimănui. Nu naște din nou. Deci este botezător, candidat pentru botez, care este creștinul care s-a predat întâi Domnului și acum face legământ cu Domnul și este mediul în care se face botezul. Mediul este apa. Botezul cu foc, botezător este Iisus Hristos, Matei 3,11. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Botezătorul este Iisus Hristos. Candidatul este credinciosul, pentru că Domnul numai credincioși botează. Iar mediul în care se execută acest botez cu foc este un zel aprins pentru Domnul. Botezul cu foc nu trebuiește confruntat cu încercările. Deci nu trebuiește confruntat cu încercările. Deci a venit focul încercărilor. Da, a venit focul încercărilor, dar nu-i botezul cu foc. Încercările sunt încercări. Și martirajul. Că a spus Domnul, veți putea voi să fiți botezați cu botezul cu care am să fiu eu botezat, nu? Și să treceți pe unde trec eu? Și au spus, da, vom putea. Și au trecut prin încercări și chiar prin martiraj. Ăla e botezul martirajului, se numește în Scriptură. Botezul cu foc însemnează că Domnul pune în inima ta, în inima mea, un zel, o dragoste și o pasiune pentru Domnul așa de mare că nici încercările cele mai mari nu pot stinge. Am să vă dau un exemplu din Vechiul Testament. Puneți pe ecran Ieremia 20:7. Ia uitați ce spune acolo. Ce m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat. Ai fost mai tare decât mine și mai biruit. În fiecare zi sunt o pricină de râs. Toată lumea își bate joc de mine. Lăsați-l la colega imediat așa. Spune, m-ai înduplecat, Doamne, și m-am lăsat înduplecat să vă explic ce scrie acolo. Așa traduce Cornilescu. Dar dacă ați avea, de exemplu, Biblia englezească la dumneavoastră, sau Biblia ebraică, în limba ebraică, scrie următorul lucru. M-ai înșelat, Doamne, și m-am lăsat înșelat de tine. Așa scrie, literal. Cum era să traducă Cornilescu mai înșelat, Doamne? Că la noi concepte, Dumnezeu nu înșală. Dumnezeu nu înșală pe nimeni. Dar Ieremia așa spune, mai înșelat, Doamne. Asta e percepția lui. Cum zicem noi de multe ori când suntem la necaz. A uitat Domnul de mine. A zis așa vreodată. O, sunteți pocăiți, Doamne. A zis ce cineva vreodată, a uitat Domnul de mine. A zis, că nu mai poți, zice, a uitat Domnul de Domnul nu uită niciodată de nimeni. Amin? Amin. Amin. Ieremia are senzația că l-a înșelat Dumnezeu. De ce? Să vă spun de ce. A zis așa. Înainte ca tu să te naști, de când erai încă în pântecele mamei tale, te-am ales și te-am pus deoparte să fii profet pentru mine. Asta este ce citiți în capitolul 1 din Ieremia. Și nimeni nu-ți va putea sta împotrivă. Vei vorbi la împărați, la căpetenii, la dregătorii, la cei mari. Dar cine urmează cu atenție și se uită în Ieremia, cu atenție, primii 20 de ani de viață și de activitate a lui Ieremia au fost niște ani de amărăciune. Dacă a profețit, a primit pălmi. Dacă a profețit din nou, l-au pus în groapă. Dacă a profețit din nou, ne-a uitat să mănânce decât pâinea și apa în trei stări. Adică odată la trei zile, dacă așa duceau o minte de el. Și preoții, că el era și preot pe lângă profet, au zis, hai să-l omorâm pe Ieremia. Deci, asta a fost succesul. Și au zis, hai să-i facem numele de rău, scriem pe internet. Că nu o să omoră Israel sau biserica din lipsă de păstori sau de proroci. Și Ieremia a zis, știi ce, Doamne? Tu mi-ai promis că mă apere. Pe cum m-ai apărat că, uite, eu tot în groapă, tot pălmuit, tot scuipat, tot batjocorit. Ori de câte ori vestesc cuvântul tău, niciodată nu spune cineva, mă, Ieremia, ai vorbit bine. Nimeni nu. Și atunci spune în versetul 8. Căci ori de câte ori vorbesc, trebuie să stric sălnicie și apăsare. Așa încât cuvântul Domnului mi-aduce numai o cară și batjocură toată ziua. Și Ieremia a zis,
Și ce? Prorocească cine vrei tu de acel gol. Eu nu-ți mai prorocesc. Pentru că mi-ai făcut o promisiune și nu te-ai ținut de promisiune. Eu tot îndecăjit, sunt tot amărât. Versetul 10 acum. Căci aud vorbele rele ale multora, spaima care domnește împrejur. Învinuiți-l strigă ei. Haideți să-l învinuim. Toți cei ce trăiau în pace cu mine până să vadă dacă mă clatin și zic. Poate că se va lăsa prinț, vom pune mâna pe el și ne vom răzbuna pe el. Mai departe. Nu, sorry. Înapoi la versetul, versetul 8. Și 9? Ok. Dacă zic, nu voi mai pomeni de el și nu voi mai vorbi în numele lui. Uitați ce zice el acum. Iată că în inima mea este ce? Un foc mistuitor. Vreau să-l sting și nu pot. Mai târziu va spune Iisus Hristos, râvna pentru casa ta mă mănâncă. Asta este botezul cu foc. Zelul acela pentru Domnul și dacă nu te bagă nimeni în seamă. Și dacă te bagiocorește cineva, eu tot voi predica. Eu tot mă voi ruga, eu tot voi crede, eu tot voi înainta, pentru că are Domnul în mine dragoste. Are pasiune pentru împărăția Lui. Asta este botezul cu foc. Și ați mai spus una, dar am uitat. Situația din Turcia, dacă este un eveniment profetic. Situația din Turcia, dacă este un eveniment profetic. Sigur că este un eveniment profetic. Nu scrie în Biblie că în Turcia vor fi cu tremure, dar în Biblie scrie că vremurile din urmă, pe alocurea, vor fi cu tremure. Matei 24, dacă citiți, primele 8 versete, primele 9 versete. Și când spune pe alocuri, nu se înseamnă că peste tot, din loc în loc. Și evenimentul din Turcia este unul din aceste aspecte legate de apropierea venirii Domnului nostru Iisus Hristos a doua oară. Iar biserica trebuie să zică, vină Doamne Iisus! Amin, Doamne! Amin, Doamne! Și ar mai fi binecunoscuta sintagmă după ce moare omul creștin, s-a dus la locul de odină. Trupul și sufletul și tot. Slavă Domnului! Unde se duce omul după moarte? Amin. Pentru omul credincios, trupul se duce în mormânt. Iar sufletul împreună cu Duhul, deci este așa de unit cu Duhul că cele două nu se pot despărți. Sufletul împreună cu Duhul, frați și surori, Domnul și Domnul, formează în noi dublura noastră. Deci în noi este un om care seamănă exact cu noi, așa cum sunt. Seamănă cu noi. Apostolul Pavel îl numește după omul lăuntric, din lăuntru meu. Când un om moare fizic, sufletul unit cu Duhul, ca o personalitate, ca un om întreg, iese afară și se duce în raiul lui Dumnezeu. Aleluia. Acolo merge. Este conștient, este prezența Domnului, vorbește cu Domnul, are părtășie cu Domnul, știe toate lucrurile pentru că este prezența lui Dumnezeu. Că este așa, uitați-vă de exemplu numai în Apocalipsa, capitolul 6 spune, am văzut sub altar sufletele celor care strigau. Ce strigau? Până când, Doamne, vei zăbovi, vei întârzia să pedepsești pe cei care ne-au tăiat capetele? Deci sufletul nu poate să moară niciodată. Acum, când un păcătos moare, trupul lui merge în locuința morților, în mormânt, în mormânt. Iar sufletul tot așa e și la el, unit cu Duhul, omul lăuntric. Nefiind mântuit, omul lăuntric merge tot în jos, dar în iad. În iad. Este un compartiment special pentru sufletele celor nemântuiți, cum este compartiment special pentru urieși și pentru demoni. Și acolo sunt perfecți conștienți. Știu unde se află, știu ce puteau să facă în viață, de aceea avem pilda pe care o dă Iisus Hristos cu bogatul care a zis grozav mă chinui aici.
Am acasă 5 frați. Lasă-mă să mă duc să le spun despre mântuire, că uite, eu n-am ascultat, măcar ei să moară mântuiți. Deci, să nu vă luați, aici îmi permit, pentru că cunosc ce vă spun, să nu vă luați după Biserica Adventistă, de exemplu, a cărei doctrină este greșită în această privință. Ei spun că sufletul dorme după ce a murit. Au o doctrină numită somnul sufletelor. Nu există așa ceva. Sufletul nu poate să doarmă, n-a dormit niciodată, nici acelui mântuit, nici acelui nemântuit. Și adventiștii construiesc această doctrină pe Eclesiastul. Când la un moment dat, acolo Solomon zice, cine știe dacă sufletul celor drept merge în sus și câinelui merge în jos. Nu suntem câini, noi suntem oameni. Sufletul nostru, dacă am crezut, merge la Domnul. Cum zice Apostolul Pavel, doresc mă duc acasă la Domnul. Iar sufletul celui rău merge în locuința morților, care este temporară. Iadul este temporar. După cum și raiul este temporar. Că din rai va trebui să venim înapoi jos, să învieze, să luăm trupul care l-am părăsit, dar e schimbat, ca și al Domnului Iisus Hristos, vom arăta frumoși, ca la 30 de ani, cum a fost Domnul Iisus Hristos, și în felul acesta, în formă trinitară, ne vom duce să împărățim cu Domnul Iisus Hristos în noul Ierusalim pentru totdeauna. Ăla e locul nostru final. Iar sufletele celor răi din locuința morților, din compartimentul special numit Gehenna, vor învia, vor lua trupul pe care l-au părăsit și îi se va conferi nemurirea trupului ca să poată să sufere veșnic. Și de acolo, din iad, unde așteaptă judecata, vor fi aruncați cu toți în iazul de foc și de pucioasă. Ăla este locul final al păcătoșilor și al demonilor. Mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră și pentru considerația de a asculta Evanghelia. Vă iubesc în Domnul și vă binecuvântez în Domnul. Amin.